Orfanii sau abandonați de cei care le-au dat viață, copiii aflați în grija statului reușesc în mare măsură să-și găsească un rost în viață. Este momentul bilanțului pentru absolvenții învățământului gimnazial și liceal. Un număr de 22 de elevi au susținut evaluarea națională. Din aceștia, 15 au obținut note peste 5. 16 elevi de clasa 12 au susținut examenul de bacalaureat, 10 au promovat. Unii dintre ei își doresc chiar să se înscrie la o formă de învățământ superior. An de an luptăm ca acești copii să obțină rezultate cât mai bune, investim în educația lor atât noi cât și profesorilor. Îi felicităm pentru ce au obținut de-a lungul anului, pentru rezultate, îi felicităm pe absolvenții noștri și le dorim multe reușite. Georgeta Voicu este unul dintre adolescenții care a reușit să promoveze examenul de bacalaureat. Tânăra are planuri mari pentru viitor. A fost foarte aglomerat, destul de greu, nu mă așteptam să fie chiar așa, adică știam că trebuie să învăț, trebuie să fac meditații, dar nu mă așteptam să fie chiar atât de greu. Am luat la română 6, 6,85 la geografie și 6,40 la istorie. Crezi că se putea și mai bine? Da, cu siguranță se putea și mai bine. Am avut note mult mai bune la clasă, dar am avut emoții. Am depus deja dosare pentru Academia de Poliție din București și pentru Școala de Poliție Vasile Lascăr din Câmpina și urmează să depun dosare și la Facultatea de Limbi Străine din Craiova și Științele Comunicării pe specializarea ca jurnalist. Pentru a-și continua studiile, DGASPC Olt oferă copiilor sprijin financiar. 240 de lei este suma pe care o primesc lunar până la finalizarea cursurilor.